Aviz șoferilor care fac slalom în trafic, turează inutil motorul, dau flash-uri sau încearcă să intimideze pe ceilalți participanți la trafic. Oricine poate trimite polițiștilor filmări care surprind comportamentele agresive din trafic cu ajutorul unei noi platforme. Odată confirmată, o sesizare poate aduce unui șofer agresiv o amendă de peste 800 de lei. Taie fața, nu dă prioritate la pieton, se bagă în față, nu așteaptă la coloană, la semafor. Flash-urile astea e ceva uzual. Șoferii pot reclama doar abateri ce țin de comportamentul agresiv în trafic. Printre cei vizați sunt șoferii care fac slalom printre mașini, derapează controlat, turează inutil motorul sau îi împing din spate pe alți participanți la trafic, adică dau flash-uri, claxonează insistent sau se apropie prea tare de mașina din față. Ca reclamația să fie luată în considerare, abaterea trebuie surprinsă cu o cameră video. Pentru a putea depune o sesizare, trebuie să ne autentificăm în hub-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne. Putem face acest lucru folosind un e-mail și o parolă pentru contul pe care îl avem deja. Nu putem folosi în schimb, în mod direct, aplicația RoAID, acea aplicație dezvoltată în tocmai ca noi să nu avem nevoie de mai multe conturi de utilizator pentru fiecare platformă informatică a statului. Putem folosi în schimb ghișeul .ro, iar abia de aici putem utiliza aplicația RoAID. De aici, reclamantul trebuie să completeze un formular în care să treacă județul, localitatea, strada, data și ora la care a avut loc incidentul. Trebuie să introducă și numărul de înmatriculare al vehiculului pentru care face sesizarea. La finalul sesizării trebuie să încărcăm și clipul video care surprinde abaterea în trafic. Fiecare structură rutieră, fiecare serviciu rutier, brigada rutieră și brigada autostrăzi au polițiști rutieri special desemnați pentru această activitate. E utilă, dar e riscant să și filmez pentru că trebuie să fii atent la trafic în primul rând, nu? Vor exista oameni care vor face exces de zel, dar poate e mai bine. Sesizările nu pot fi depuse anonim, iar reclamantul trebuie să își treacă numele, prenumele, codul numeric personal și numărul de telefon. Totodată, site-ul spune foarte clar, cel care face sesizarea își asumă că în situația în care introduce intenționat informații false, riscă dosar penal. Este o vorbă din popor care spune că frica păzește pepenăria, ceea ce înseamnă că atunci când știi că poți fi prins, ești mai puțin predispus să faci anumite nereguli în general. Aplicația impune și limite celor care fac sesizări. Nu pot transmite mai mult de o reclamație pentru un autovehicul într-un interval mai mic de 24 de ore. Și nu trebuie nici să trimită mai mult de 7 astfel de sesizări cu privire la un singur loc într-un interval mai scurt de 15 zile. Cu toate astea, polițiștii spun că vor verifica oricum fiecare reclamație. Șoferii care conduc fără permis riscă pedepse mai mari. La fel și cei care își lasă mașinile unor persoane care nu au carnet. Mihaela Barbu a citit propunerile de modificări. Mihaela, bună dimineața! Spune-ne, te rog, care sunt aceste modificări? Cum ar putea arăta noua legislație? Bine v-am găsit, este vorba despre o propunere legislativă care va intra astăzi la dezbatere în Comisia Juridică din Senat. Dacă legea va fi adoptată de Parlament, promulgată de președinte și va intra în vigoare, atunci cei care se urcă la volan fără să aibă permis de conducere riscă pedepse mai mari cu închisoarea. Vorbim de pedepse cuprinse între 3 și 7 ani de închisoare față de limitele prevăzute în prezent de la 1 la 5 ani de închisoare în actuala legislație. Pe de altă parte, dacă aceste persoane care conduc fără permis produc accidente de circulație care se soldează cu pagube materiale sau cu rănirea unor persoane, atunci limitele se majorează și pot primi sentințe cuprinse între 4 și 8 ani de închisoare, iar dacă intervine și decesul uneia sau mai multor persoane, atunci limitele pedepsei se majorează și mai mult cu încă un an. Este de menționat faptul că și persoanele care încredințează autoturismele unor oameni care, despre care știu că nu dețin permis de conducere, primesc aceleași sentințe, pentru că vine această inițiativă legislativă în contextul în care, în urmă cu câteva luni, la finalul lunii iulie, a avut loc un accident grav de circulație în zona Parcului Pantelimon din capitală. Un tânăr în vârstă de 17 ani a produs acest accident, în urma căruia un băiat în vârstă de 9 ani și-a pierdut viața, iar sora acestuia, în vârstă de 7 ani, a fost rănită
rănită grav, medicii fiind nevoiți să-i amputeze piciorul, și spun inițiatorii acestui proiect că speră să descurajeze astfel de practici, mai ales în contextul în care sunt tot mai mulți șoferi care conduc fără permis și produc accidente grave de circulație.